Strandurile și piscinele, atât de mult frecventate pe perioada verii, oferă o sursă inepuizabilă de contractare a multor boli dermatologice și nu numai, mai ales că numărul limitat al unor astfel de spații de agrement determină suprapopularea lor în sezonul cald. Specialiști avertizează că, deși notul în piscină este în sine o activitate sănătoasă datorită efortului fizic depus, el constituie totodată și o posibilă sursă de infectare. Microbii se mulțesc cu rapiditate într-un mediu umed și fierbinte, așa cum este piscina, iar odată ce pătrund în organism, aceștia pot produce infecții la nivelul țesutului cutanat, al ochilor, urechilor, unghiilor, sistemului digestiv sau chiar al regiunii genitale. Ce afecțiuni pot dobândi oamenii care merg la piscini? Uh, diverse. Uh, de la uh, arsurile solare pentru că la piscine se duc nu numai să, să facă baie, se și bronzează, iar pielea umedă și expusă la soare este mult mai vulnerabilă la razele solare, deci ne bronzăm mai repede, până la afecțiuni dermatologice, afecțiuni orele sau boli diareice acute. Multe dintre afecțiunile contractate la piscină sunt greu vindecabile, iar de cele mai multe ori persoanele afectate aleg să se trateze singure, mergând la farmacie și cumpărând anumite medicamente. Acesta este unul dintre cele mai greșite lucruri pe care le fac oamenii, alegând să se trateze după ureche și fugind pur și simplu de vizita la un medic specialist. Cum pot scăpa de aceste afecțiuni? A, în primul rând, protecția. Pielii de razele solare, folosind uh, creme cu protecție uh, de raze ultraviolete uh, și neexpunându-se pe un termen lung și în uh, orele uh, de maximă activitate solară, deci în orele prânzului. Este bine în măsura în care putem să uh, folosim acele dopuri de urechi pentru protecție, mai ales uh, la copii și la cei care sunt uh, sensibili și au avut otite recurente. Uh, sunt uh, tratate de propria persoană, deci știți, toți obișnuit, ne ducem la farmacie, ziceam, am ceva pe piele uh, și primesc uh, un tratament. Farmaciștii uh. sunt colegii noștri și știu să indice un uh, foarte corect un tratament, dar dacă au un diagnostic de la medicul specialist. Sfatul medicilor pentru persoanele care suferă de anumite infecții cutanate este să nu se expună la piscină, pentru că astfel pot îmbolnăvi și persoanele din jur. Ca un lucru preventiv. În general, cei care au infecții cutanate uh, care se uh, sunt contagioase, cum sunt uh, infecțiile purulente sau uh, dermatitele uh, micotice. Din punctul meu de vedere, este corect și civilizat să se ducă să-și trateze infecția și abia pe urmă să meargă la o piscină. Un studiu recent atrage atenția și asupra faptului că expunerea ridicată la clorul din piscine ar putea fi asociată cu un risc mare de apariție al asmului în cazul copiilor. În concluzie, cu toții ar trebui să fim prudenți în momentul în care alegem să ne distrăm la piscină sau la strand.